Bine v-am găsit. Dacă aveți acasă câteva chifle și un avocado, puteți să faceți un aperitiv foarte gustos, rapid și foarte sănătos. Voi folosi 4 chifle pe care le voi tăia în două. Voi scobi miezul. Deci puțin din el, nu chiar tot, cam jumătate. Procedez la fel și cu celelalte chifle. Am terminat toate cele 4 chifle, le-am tăiat și le-am scos miezul. Voi pune 100 de mililitri de lapte peste miez și îl las să se înmoaie. Torn miezul într-un bol. Un avocado îl tai. Mai adaug 2 căței de usturoi. Am și 100 de mililitri ulei de floarea soarelui extra virgin. Și acum le amestec toate cu blenderul. Am sucul de la o jumătate de lămâie. Deci lămâia se pune și pentru gust și pentru a preveni oxidarea. Avocado se oxidează destul de repede. Avocado este un produs foarte sănătos. Conține fibre, vitaminele C, K, conține acid folic, crește nivelul colesterolului bun și scade nivelul trigliceridelor, conține grăsime mononesaturate, reglează tensiunea arterială. Are efect pozitiv asupra memoriei și atenției. Deci e bine să consumăm destul de des avocado pentru că este benefic pentru sănătate. Dacă vreți ca compoziția să fie mai fermă, puteți să puneți mai puțin lapte, să puneți doar vreo 60-50 de mililitri de lapte și sau se poate adăuga o lingură, două de semințe de chia care vin și ele cu un aport de calciu și ajută la crește viscozitatea cremei de avocado. Este foarte gustoasă, punem sare. Sare puneți după gust. Eu pun cam un vârf de linguriță aproximativ și puțin piper. Acum voi umple chiflele. Între timp am fiert și 8 ouă de prepeliță pe care le-am tăiat în două și am pus și 8 măsline. Am să pun în fiecare jumătate de chiflă din compoziția de avocado și voi pune 2 jumătăți de ou și o măslină.
Încercați acest aperitiv. Se face foarte rapid și este nemaipomenit de gustos și este și de efect. Din compoziția de avocado va mai rămâne, o puneți în frigider și o puteți folosi separat. Și voi presera câteva boabe de rodie. Sunt și de efect, dar mie îmi place combinația aceasta de fructe de rodie cu fac și cu semințe de chia, așa o salată de icre falsă în care pun rodie. Așa arată aperitivul. Vă doresc poftă bună!